Cât de puternic este acidul din stomac? Este la fel de puternic ca acidul bateriei și poate topi oțelul, dar trăiește în interiorul nostru și ne ajută să ne digerăm mâncarea. Acesta este acidul stomacal. Acidul stomacului este periculos? Dacă este atât de puternic, de ce nu ne doare? Și ce s-ar întâmpla dacă am sări într-o piscină plină cu acid? Este adevărat că acidul stomacal este comparat cu acidul din baterie în ceea ce privește daunele pe care le poate face. Poate varia de la 1 la 3 pe scara pH-ului, ceea ce înseamnă că este extrem de acid. Și aceasta deoarece componența principală a acidului stomacal este acidul clorhidric, care este o substanță puternic corozivă. Motivul pentru care se poate trăi în interiorul nostru se datorează unei mucoase speciale care ne aliniază stomacul. Dar ce s-ar întâmpla dacă ne-am acoperit toată pielea cu ea? Acum, înainte de a sări într-un bazin cu acid stomacal plin, va trebui mai întâi să ne dăm seama cum am fi capabil să umplem un întreg bazin cu acest acid. Să presupunem că înotăm într-o piscină medie de 6x6 metri, care poate reține aproximativ 55.000 de litri de apă, iar un stomac poate produce cel mult 1,5 litri de acid pe zi. Deci, pentru a umple un întreg bazin, va fi nevoie de stomacul la peste 50.000 de oameni. Bun, am găsit 50.000 de voluntari care au putut să ne ajute să umplem acest bazin. Înainte să sar chiar în el, vei observa mirosul îngrozitor. Ori de câte ori există acces de acid în tractul digestiv, poate provoca respirația voastră. Înmulțiți astfel cu 50.000 și vă veți face o idee despre cât de grozav ar mirosi piscina. Ați fi înconjurat de un miros oribil de rău. Și asta chiar înainte de a sări. De îndată ce te plonjezi, vei simți înțepături în ochi și pe nări. Pentru a înțelege cum ar putea simți acest lucru, ați avut vreodată suc de lămâie stropit în ochi? Ar fi similar cu acesta, deoarece sucul de lămâie și acidul stomacal la un nivel de pH similar. Dar dacă vă amintiți să vă aduceți ochelarii și dopurile pentru nas, am înțelege că evitați această parte. Ceea ce este mult mai puțin evitat este faptul că acidul stomacului ia contact cu pielea ta. Când o face, va provoca imediat o ușoară iritare. Din fericire, stratul de epiderm al pielii tale ar trebui să te poată proteja înainte să înceapă să doară prea rău. Dacă totuși ai sări în piscină și sari înapoi, chiar și cu pielea acoperită cu acid stomacal, ar fi relativ bine, în afară de o iritare ușoară. Atâta timp cât spălați acidul cu apă și săpun și ștergeți cu un prosop, veți fi bine. Dar dacă ai rămâne în acid stomacal mult mai mult? Dacă nu ai ieșit imediat, acidul îți va mânca cet pielea. Acest lucru te va lăsa cu cele din urmă cu arsuri de gradul 2 și 3. Dacă totuși nu ai reușit să-ți acoperi nici ochii în timpul înotului, îți vei pierde încet viziunea și vei ajunge orb. Nasul tău s-ar dizolva din interior dacă acidul l-ar atinge suficient de mult. Oho, și dacă veți înghiți o parte din el, inevitabil îl veți vomita înapoi, împreună cu orice altceva ați mâncat mai devreme în ziua respectivă. Deci nu încercați asta. Cel mai bine este să lăsăm acidul din stomac acolo unde aparține și în interiorul nostru să ne digere mâncarea.